Cum vă simțiți atunci când veniți și se slujește în limba maternă? Este, vă spun așa, un vis împlinit, vă spun așa. De mult am dorit. Un vis împlinit, o dorință inefabilă ce a devenit realitate. Un loc unde sufletele credincioșilor tresaltă și se înalță către cer. Așa poate fi descrisă parohia etnicilor ucrainieni din București, căci aici Sfânta Liturghie este rostită în graiul matern, iar bucuria de a înălța rugăciuni în limba ucraineană înlesnește întâlnirea cu Dumnezeu. Când a început povestea acestei parohii? De ce o parohie a ucrainienilor? Povestea a început cu mult timp înainte de înființarea acestei parohii. Dorințele ucrainenilor din București s-au manifestat încă din anii 90, aș spune, când am căpătat libertatea religioasă să se înființeze o parohie sau un mod de a sluji măcar în limba ucraineană în București, pe vremea aceea fiind mult mai mulți etnici ucraineni decât în momentul înființării parohiei. Dar năzuințele lor au durat destul de mult timp și s-au materializat în anul 2016, când Sfântul Sinod a hotărât ca în București să se înființeze o parohie pentru etnicii ucraineni care s-au stabilit aici din diferite motive. Parohia ortodoxă ucraineană din București era necesară. În București este o populație ucraineană, în principal refugiați din Bucovina, din Basarabia, în perioada războiului, care și-au întemeiat aici familii și simțeau nevoia acestui lucru. De 30 și ceva de ani, avem Uniunea Ucrainenilor din România, organizația care trebuie să se îngrijească de necesitățile spirituale și nu numai ale ucrainenilor. Și au încercat de câteva ori să facă liste, să ceară la vicariat, așa, n-au reușit. Nu era momentul, probabil. Cei din București se mai duceau la Biserica Bulgărească, unde era un preot foarte amabil care iubea comunitatea noastră și cântecele noastre și colindele noastre și tot. Dar s-a terminat și acolo și am rămas cam necăjiți toți, inclusiv eu, și cei care încet, încet se duceau. Deci cei care de la început cereau, deja îmbătrâneau, mureau și totuși am fost încă destul de mulți care am dorit. Și s-au adresat către mine, care eram președinta organizației de București, filiala București. S-au adresat că vor așa ceva, cu semnături. Imboldul era și faptul că am aflat că la Kiev este Biserica Românească Petru Movilă și am cerut ca o reciprocitate și România să ne ajute ca să putem avea în București o biserică similară. A fost așa un concurs de împrejurări, eu am făcut dosarul, ne-am adresat și deputatului ucrainean care ne reprezintă în Parlamentul României. Ne-am adresat și ambasadei. S-au făcut și niște demersuri în acest sens de către comunitatea locală și punctul, să zic, de contact de început a fost în momentul în care președintele Ucrainei Poroșenko a venit și a solicitat o întâlnire cu Preafericitul. Sigur, Preafericitul l-a primit cu drag și la dorința președintelui, Preafericirea sa a răspuns imediat pozitiv. A fost o vizită benefică. Zicea cineva care a fost consilier acolo că Poroșenko a fost așa de convingător și așa de hotărâți erau amândoi că ziceau la a doua venire a lui Poroșenko o să fie și biserică ucraineană. Părintele profesor Dumitru Colotelo a fost ales să formeze prima parohie ucraineană din București. Nu a fost o misiune ușoară, însă dorința de a sluji în limba maternă a fost mai puternică decât greutățile ce i-au apărut în cale.
părintele Dumitru Colotelo, care în anii lui de activitate a avut o activitate foarte, foarte bogată în slujba bisericii și a credincioșilor. A fost directorul seminarului din București, parohul bisericii Cașin, profesor universitar la diferite universități din țară. Dânsul ucrainean de origine, părinții lui veniți ca refugiați politici, aș putea spune, din zona Cernăuțiului, ascunși în România, i-au crescut pe copii în spiritul dragostei de limbă și de cultură ucraineană. Și părintele Dumitru, un iubitor al ucrainenilor, el însuși se mândrește cu faptul că este ucrainean și a luat la început marea responsabilitate de a fi cel care se va ocupa cu practic alcătuirea parohiei, că nu este de ajuns să ai un act semnat. O parohie este formată din cler și credincioși, în primul rând, iar credincioșii sunt componenta cea mai importantă a parohiei, iar el s-a ocupat să adune credincioșii așa cum își adună pasărea puii sub aripi. Așa se face că m-am trezit într-o bună zi, m-am trezit cu un telefon de la Patriarhie, în care mă întreba un consilier dacă am un scaun să mă așez, să nu-mi fie rău. Și mi-a zis, prea fericitul, s-a gândit la dumneavoastră pentru a porni lucrările la noua parohie ucraineană. În 2016, Sfântul Sinod a aprobat înființarea acestei parohii și a stabilit trei puncte. Se înființează parohia ortodoxă ucraineană în București, se numește preot Dumitru Colotelo pentru a organiza începuturile ei și parohia va fi dependentă de vicariatul ortodox ucrainean de la Sighet. Ce mi se pare foarte important de spus este că Sfântul Sinod a decis ca slujbele să rostească în limba ucraineană și nu în paleoslavă, cum în unele părți în Ucraina încă se săvârșește. Eu, cunoscându-l cu ceva timp înainte de înființarea parohiei, m-a contactat, țin minte, era în cursul săptămânii, eu veneam dinspre casă, dinspre Tulcea, înspre București, eram în mașină și mă sună cu un entuziasm și o bucurie enormă, spunându-mi că a primit decizia Sfântului Sinod de înființarea parohiei, care se va numi Sfântul Petru Movilă și acoperământul Maicii Domnului, va purta cele două hramuri. Și îmi explică de ce, îmi spune că prea fericitul s-a gândit foarte bine, dar și eu aș fi avut aceeași propunere, că uite, Sfântul Petru Movilă ne unește cele două neamuri, el moldovean fiind, ajunge mare mitropolit al Chievului și ziditor al bisericii din Ucraina și este liantul dintre cele două popoare și uite și acoperământul Maicii Domnului, care este o sărbătoare foarte cinstită de poporul ucrainean în general. Și cu multă bucurie în suflet m-a anunțat atunci și m-a chemat să îi fiu alături. Odată înființată parohia, au fost nevoiți să găsească o biserică în care să slujească. A avut nevoie apoi de o bună organizare, iar oamenii s-au străduit să găsească toate cele necesare. Când am auzit, am fost foarte încântat, am fost bucuros. Dintr-o dată zic, măi frate, dar cu cine o să slujești? De unde ai tu dascăl? De unde ai? Și am avut sprijin formidabil din partea fostului director de liceu ucrainean de la Sighet, profesor de muzică, care mi-a răspuns imediat, n-a trebuit să-l rog, mi-a răspuns imediat pozitiv, a venit și a pregătit în câteva ședințe copiii în jurul lui să putem să slujim în limba ucraineană. Pentru că nu e suficient ca preotul să slujească în limba ucraineană, trebuie să fie întreaga biserică. De la prima liturghie sunt prezent cu domnul Colotelo și tare m-am bucurat când l-am cunoscut, plinătatea sa de om foarte bun la suflet, un om foarte devotat, credincios. Roiții,
Eu cu brațele deschise am răspuns solicitării și dorințelor domnului părinte, așa că din primul moment am fost în colectivul acela de inițiativă și m-am bucurat nespus că și dânsul m-a dorit să fiu în acest grup. Am reușit, slavă Domnului, îmi pare bine, și așa am rămas până astăzi. Deci de la bun început. Părintele Colotelo s-a apucat de treabă și a înființat adunarea parohială, Consiliul Parohial, Comitetul Parohial, tot organismul necesar pentru aceasta și am slujit prima Sfântă Liturghie în limba ucraineană. Și în prima duminică, a fost pe 28 august, chiar de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului pe stil vechi, am avut prima Sfântă Liturghie într-o bisericuță de lemn din cartierul Titan la vremea aceea. Am fost numai eu cu fetele dânsului la strană, cu greu ne-am adaptat, să spunem așa, niciunul dintre noi, chiar dacă acasă toți am fost vorbitori de limba ucraineană, dar noi nu ne-am rugat în limba ucraineană până în momentul acela, ne-am fi dorit lucrul acesta. Apoi, încet, încet a venit, tot adus de părintele Dumitru, domnul profesor Teodor Popovici, și cu ajutorul dânsului s-a încropit la vremea aceea un cor destul de frumos al parohiei. Am învățat rânduielile după tipicul acesta slav, noi cunoscând majoritatea dintre noi rânduielile bisericești, dar cu influențele acestea slave. Și până anul trecut, când părintele a ieșit la pensie, a fost cel care s-a ocupat de întărirea temeliilor acestei parohii. Cum au fost acele zile de început ale parohiei ucrainene din București? Foarte emoționante, foarte frumoase, foarte încurajatoare. Speram să fie imediat și biserica și toți ne încurajau, era bine. Faptul că s-a făcut această parohie era năzuința credincioșilor ucraineni pe care i-am cunoscut de când eram studentă și știam dorința lor de a se aduna, de a sărbători împreună și mai ales Paștele. Ei, unde o să putem să sfințim Pasca? Asta este întrebarea fiecărui ucrainean. Și știam cât de mult își doresc. Cât de important era pentru ucraineni să aibă o parohia lor? Să poată asculta slujba în limba maternă. Extraordinar de important. Acolo ne adunăm, acolo cântăm, acolo colindăm. Noi avem colinde foarte frumoase, ca și românii de altfel, dar nu multe popoare au colindele cum au ucrainenii și românii. După formarea parohiei, comunitatea și-a dorit să construiască și o biserică. Până când acest lucru va fi posibil, au primit găzduire în primul lăcaș al parohiei Nașterea Maicii Domnului din cartierul bucureștean Drumul Taberei. La început am primit găzduire din partea unei parohii din Titan, care ne-a primit pe o perioadă de un an. După care, și aici iară trebuie să accentuez neapărat, după care am primit găzduire, la început provizorie, de parohia Nașterea Maicii Domnului din Drumul Taberei, parohie condusă de părintele paroh Țincu Constantin și care ne-a primit cu o dragoste formidabilă. Noi am făcut la început contractul pe un an de zile și părintele și preoții toți au venit: părinte, stați cu noi că nu o să vă fie rău. Și într-adevăr ne simțim foarte bine. Ne iubesc deja și credincioși și români care merg la Biserica Mare și o atmosferă deosebită. Sigur, noi între timp am făcut fel de fel de demersuri pentru a primi o bucată de teren în vederea construirii unei biserici. Deocamdată lucrul acesta a rămas doar ipoteză. Povestea parohiei Nașterea Maicii Domnului a început în anul 1996. A fost înființată la dorința credincioșilor din această zonă. În scurtă vreme, au construit prima biserică, cea de lemn, locul cald și primitor unde s-a format comunitatea parohială. O comunitate tânără, binecuvântată cu multe daruri. Daruri din care astăzi oferă cu bucurie celor care au nevoie. Devine încăpătoare biserica de lemn, am socotit împreună cu consul parohial credincioșii noștri ca să ridicăm o altă biserică nouă. De fapt, asta a fost dorința noastră,
de a face o adevărată catedrală și, într-adevăr, în 97, în luna septembrie, chiar de nașterea Maicii Domnului, s-a sfințit temelia acestei biserici. S-a pus hramul nașterea Maicii Domnului, Sfinții Împărați Constantin Celina și Sfântul Muceric Emilian de la Dorostor. În 2007 am terminat biserica de zid, ea s-a sfințit cu aghiasmă, apoi în 2009, pe 17 mai, o zi de referință pentru noi, pentru parohia noastră, pentru noi preoți, pentru toți credincioșii, pentru că a fost o zi de plinătate, de bucurie maximă, pentru că Părinte Patriarh Daniel a venit în parohia noastră și a tânăsit această frumoasă și sfântă biserică în cinstea Maicii Domnului. Pe această cale vreau să-i mulțumesc prea fericitul Părinte Patriarh Daniel pentru faptul că atunci dânsul am văzut bucuria, osteneala dânsului, cum le-a sfințit pe fiecare icoană din Sfântul Altar și pe pereții din interiorul bisericii noastre cu Sfântul și Marele Mir. În latere de portări, pentru credința noastră sărbășească, pentru adevăr... Până în 2018, cu binecuvântarea Părinte Patriarh Daniel, am primit comunitatea ucrainiană. Atunci era părintele profesor Colotelu Dumitru și la dorința dânsului și comunități ucrainiene, noi am socotit preoții, cum și consul parohial, ca să dăruim pe slujba de liturghie și alte slujbe ale dânșilor această sfântă biserică. Părintele profesor Colotelu, împreună cu doamna preoteasă, niște oameni deosebiți, doamna preoteasă a avut grijă foarte multă, dânsa s-a ostenit foarte mult, ca și părinte de altfel, la Sfânta Liturghie și vreau să spun că aduceam mulțumiri bisericii noastre, nouă preoților, pentru faptul că am primit. Dar noi răspundeam, e ceva firesc, e ceva din toată inima ca să-i primim pe cei care au nevoie de a fi prezent la Sfânta și Dumnezească Liturghie. Primindu-i pe ei e o bucurie deosebită, sunt frații noștri și dorința lor a fost arzătoare de a avea cu adevărat un loc care să se închine, să slăvească pe Dumnezeu. De aceea este o bucurie sfântă și de a-i avea mijlocul nostru pe acest frate ucrainien. De fiecare dată când am avut nevoie de ceva, dânșii ne-au stat la dispoziție și am fost primiți cu toată căldura și cu toată dragostea și cu toată bunăvoința. Relațiile dintre parohiile noastre sunt cu totul și cu totul frățești, chiar dacă suntem atât, să spunem, de diferiți din punct de vedere, în primul rând, al limbii de slujire. Suntem creștini ortodoxi, membrii ai aceleiași biserici a lui Hristos și sub ascultarea aceluiași întâi stătător, dar diferiți pe planul cultural și lingvistic, însă aceste diferențe nu au constituit niciodată o barieră între noi, iar aici am fost primiți cu multă, 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 multă dragoste frățească și pe această cale ținem să mulțumim preoți și credincioși parohiei nașterea Maicii Domnului. Au fost și momente foarte frumoase, au fost și neîmpliniri când mergeam cu jalba în proțap la primărie pentru a obține o bucățică de teren și îmi trezeam doar cu promisiuni vagi. Părintele Vladimir, tânăr fiind, energic, eu sunt gomis că până la urmă va obține și acest lucru ca să avem locșorul nostru. Nu pot să zic nimic de biserica în care slujim acum. Sunt oameni formidabili, la hramuri, așa ne invită în trapeza bisericii. Ne ajută cu tot ce avem nevoie. Dar una este să fii în gazdă la cineva și altceva este să fii la tine acasă. Și e sigur că acesta este un obiectiv care urmează să fie îndeplinit. Nu avem biserică și tare aș vrea și tare aș dori ca să putem să avem biserica noastră, posibilitatea de a construi o biserică, de a obține un teren pe care să construim lăcașul sfânt, unde, de adevăr, să putem să ne
rugăm în limba maternă. După multe demersuri pe lângă aproape toate autoritățile competente din București, eu am primit de la părintele un dosar consistent cu toate cererile dânsului către autorități care au rămas fără răspuns. Încă nu are un lăcaș al ei, sarcina a fost preluată de mine și sper ca cu ajutorul bunului Dumnezeu, cu nădejdea în el și cu sprijinul credincioșilor, să reușim să înduplecăm autoritățile centrale și locale din București să ne dăruiască un teren, pentru că nu avem posibilitatea să-l cumpărăm, avem nevoie de un teren alocat în mod gratuit, mai ales că acum nevoile parohiei noastre sunt mai mari decât erau în 2016. Sunt mult mai mari. După izbucnirea războiului, numărul celor care participă la slujbele săvârșite în limba ucraineană a crescut considerabil. Mica biserică a devenit loc de alinare a sufletului pentru mulți dintre cei ce au fost nevoiți să părăsească Ucraina. De când au aflat de existența parohiei, Olexie și familia sa vin frecvent la biserică. A fost o bucurie pentru dumneavoastră să aflați că puteți asculta Sfânta Liturghie în limba ucraineană? Da, bezumovno. E o bucurie faptul că particip la o biserică unde se slujește în limba ucraineană. Îmi încălzește sufletul. Am întâlnit oameni deosebiți ucraineni, dar și mulți români aici în biserică. Sunt impresionat de România și de felul în care am fost primiți. Iar biserica îmi dă o satisfacție extraordinară. Aici mă simt foarte bine. Părinții au rămas în Ucraina, la Odessa. Ei participă tot la slujba religioasă în ucraineană, iar faptul că și noi venim aici, simțim o legătură extraordinară. Iar dorul se mai elină prin această participare la slujbă. Dar noi ne bucurăm că existăm și că Domnul a rânduit să existe în capitala României o parohie ucraineană unde să își alină sufletele cei care astăzi au nevoie foarte mare de alinare duhovnicească. V-au căutat mulți ucraineni? De la început, din data de 24, aș putea spune, din prima zi de când a început războiul în Ucraina, am fost în continuă legătură cu ucrainenii care au ajuns în București pentru diverse motive, nu numai de ordin duhovnicesc. De cele mai multe ori nevoile materiale au primat atunci, având ei nevoie de adăpost, de hrană, de îmbrăcăminte, dar după ce s-au rezolvat acestea, ne-au apelat și pentru nevoile spirituale. În Duminica de Paști a fost ceva absolut incredibil. Ucrainenii au obiceiul să meargă noaptea de Paști, să meargă cu coșurile, cu alimente din care să guste apoi toată săptămâna luminată. Și când am venit, am zis, domnule, am greșit adresa. Era curtea plină, nu biserica, abia am intrat în biserică, în altar, de credincioși care au venit să-și sfințească, să-și binecuvinteze merindele pentru a le avea de Sfintele Sărbători. În așa fel încât și de atunci avem frecvent, avem credincioși dintre cei cu veniți din Ucraina, care din păcate sunt stingheri aici. Și măcar această alinare să o aibă, să audă Sfânta Liturghie în limba lor. Am văzut bucuria lor pe de-o parte și mâhnirea pe de-altă parte, dar iată, bucuria învierii Domnului Hristos le-a adus cu adevărat tărie și speranță. De aceea suntem fericiți că avem această comunitate de ucraineni în mijlocul nostru. Zilele trecute m-a sunat preotul de la Valea Plopului, Părintele Tănas. Și mă zice, părinte, am 100 de emigranți ucraineni. Mulți dintre ei în vârstă care abia se mișcă, mulți copii, și am și un preot care ar vrea să slujească cu mine, dar n-are carte. Și am făcut roșii de carte ca să aibă și ei acolo bucuria și mângâierea de a avea Sfânta Liturghie în slujba lor. Alături de sprijinul spiritual, parohia se străduiește să le ofere toate cele necesare.
Parohia Nașterea Maicii Domnului a fost prima care a răspuns atât nevoilor noastre ca parohie, dar și intențiilor noastre de a îi ajuta pe alții. Aici, la începutul războiului, a fost un mare centru, să spunem așa, de donații, atât alimentare cât și haine, tot prin bunăvoința părintelui paroh. Cum ați ajutat dumneavoastră aici la parohie de când a început această criză a refugiaților? La început am ajutat foarte mult, am strâns ajutoare și am trimis către graniță. Am strâns de la parohie, de la enoriaș, de la vecini, de la prieteni, de la alte parohii. Absolut toată lumea ne-au contactat și au avut încredere să doneze, să ne ajute să donăm. Am ajutat mai multe familii care sunt cazate aici în București, dar am de mai mult de vreo două luni, m-am canalizat mai mult pe o locație unde am aproximativ 70 de refugiați, mămici, bunici, copii de care am grijă, pe partea de mâncare și produse de igienă. Cazarea este oferită de o companie privată, este un cămin de muncitori, iar un nivel a fost oferit pentru refugiați gratis pe cazare, dar o cazare extraordinară, adică toate condițiile, foarte bună. Și încercăm în continuare să-i ajutăm până cât mai mult timp, cât mai putem. Da, sperăm să reușim. Dar nu numai pe aceștia, chiar pe toți care au nevoie. Am făcut inclusiv activități cultural-artistice cu ei. În luna martie, o seară literară-artistică dedicată poetului Taras Șevcencu, atunci în martie fiind luna dedicată acestui poet, atât în Ucraina cât și în România. Am fost cu ei pe la obiectivele turistice din București, pe la muzee, pe la opera comică, au fost credincioși care au mers cu ei, obținând diverse sponsorizări. Parohia noastră nu prea dispune de mijloace materiale consistente, dar cu ajutorul oamenilor de bine reușim să ne implicăm. De ce mai au nevoie aceste persoane pe care le... În primul rând au nevoie de foarte multă compasiune, de foarte multe cuvinte bune. Lumea, în general, a empatizat cu refugiații ucraineni la început, atunci când pe toate posturile de știri se vorbea numai despre miile de refugiați care vin în țară. Acum când lucrurile s-au mai liniștit, dar asta nu înseamnă că ei au plecat sau că și-au găsit locuri de muncă sau un adăpost stabil, și aplecarea oamenilor spre nevoile lor a mai scăzut din intensitate, dar ne descurcăm și sperăm că așa putem să-i alinăm. Ei au nevoie de foarte multe lucruri. V-am zis că, în primul rând, nevoile materiale care primează. Sunt familii cu copii și sunt bătrâni sau oameni aflați în diverse stadii de boală, care au nevoie inclusiv de îngrijire medicală și de îngrijiri de specialitate. Dar de lucrurile acestea se ocupă și autoritățile statului și chiar în ultimul timp destul de bine. În schimb de situația lor morală, de sufletul lor, nu prea are cine să se ocupe cu răbdare și cu atenție, aș putea spune, pentru că toți suntem ocupați, iar ei au nevoie de încurajare, în primul rând, de susținere morală pe toate planurile. Au găsit aici ceva ce nu se așteptau, atâta iubire și atâta sprijin și atâta ajutor, încât eu cred că se simt mult mai bine față de la început, de când au sosit. Am o vecină refugiată cu care suntem destul de apropiați și care le-a plăcut foarte mult în această țară. Nu se așteptau să găsească condițiile atât de bune la noi și oamenii să fie atât de primitori și doresc să rămână. S-au angajat chiar foarte bine și doresc să-și cumpere apartament, să rămână aici pe termen lung, adică chiar se văd locuind în România. În primul rând au rămas uimiți de nivelul nostru de trai. Noi ne plângem foarte mult de nivelul nostru de trai, dar ei au rămas plăcut impresionați cât de evoluați suntem. România, România în primul rând, sunt românii.
românii care pentru noi sunt un exemplu de bună purtare și noi simțim că trebuie să fim la fel. E un popor extraordinar. Vreau să subliniez încă o dată că atitudinea românilor față de noi atunci când am venit a fost impresionantă. Pur și simplu mi-am dat seama că poate nu ne cunoaștem destul de bine și ar trebui să ne schimbăm în general atitudinea. Am fost foarte fericit pentru că mi-au venit în cale oameni de care aveam nevoie atunci, în momentele cele mai grele. Românul este foarte bun. Mulțumesc, România, în slavă Ucrainii! Acum că s-a întâmplat ca să vină refugiații aici, este atât de important că au unde să vină, au unde să se împărtășească, unde să-și spună din necazurile lor, unde să fie ajutați, dacă nu materialicește, măcar spiritual. Este foarte bine, suntem fericiți că avem această parohie și mulțumim Patriarhiei Române că ne-a înțeles. Cei ce îndrăgesc biserica se străduiesc să îi țină aproape și să îi unească pe cei din comunitatea ucraineană. Alături se simt mai bine, împărtășesc aceleași grai, aceleași tradiții, aceeași cultură și dragoste de neam. E foarte greu să-i aduni pe oameni. Într-o oarecare măsură am reușit să facem această unire între ucrainieni. Un merit deosebit îl are doamna Iaroslava Colotelo, însă era atunci președintele Uniunii Ucrainienilor din București și a muncit foarte mult în acest sens ca să-i unească. Făcea tot felul de activități în care îi invita să își prezinte obiceiurile din zona. Era interesant că socializam în acest fel, știți? Foarte frumoase activitățile. Și în felul ăsta i-a adunat, știți? I-a stimulat să vină. Locuiți departe? Da, locuiesc foarte departe. Locuiesc în voluntari. Diametral opus, foarte, foarte departe. Și fac 2 ore. Dacă n-aș avea mașina, cu mijloacele de transport, cam 2 ore din voluntari și până aici. Cum este comunitatea? Cum sunt pentru dumneavoastră întâlnirile cu ceilalți din comunitatea ucraineană? Sunt foarte plăcute și foarte... ne simțim foarte bine că vorbim aceeași limbă, cântăm aceleași cântece. E important pentru sufletul fiecăruia. Sunt oameni, de exemplu, în București, care nu mai știu limba ucraineană. A fost și cazul meu. Și atunci e obligatoriu să socializezi, că altfel uiți, nu mai poți să mai vorbești, nu mai poți să întreții conversație în limba maternă. Aceste întâlniri au fost chiar foarte bune, au fost benefice, pentru că și-au exersat limba, și-au amintit obiceiuri. Și cine cântă la strană, în mod normal? Minunatul nostru, Fedor Popovici, dar dânsa mai pleacă, a plecat în Maramureș o perioadă, a fost și pandemia, a preluat fata mea, Natalia, și o ajută fiica cealaltă, deci 2 surori ele sunt așa și eu cânt câte un pic cu ei, așa, cu ele. Da. Sperăm că acum vin și refugiații și cântă așa de frumos și ne încântă, minunați și intelectual și muzical și așa. Să sperăm că poate rămân aici și ne vor ajuta mai departe. Este viața parohiei de astăzi? Încercăm să ne punem pe picioare, să zic așa. Încercăm să, după cum ați observat, părintele Vladimir este inimos, încearcă, dar cu deschiderea lui către credincioși, cu dragostea lui, cred că va reuși și vom reuși și noi să ne mobilizăm și să aducem și alți tineri. Sunt foarte mulți care sunt aici și din Ucraina, dar toți sunt foarte ocupați. Foarte ocupați. Toți vor să sfințească Pască de Paște. Dar mai departe, zic, trebuie tot timpul să fim împreună. Stai ce m-am gândit, Colotelo, ai grijă că tu încet, încet te duci, trebuie să lași pe cineva în locul tău. Și... nu dintr-o dată, încet, încet. M-am uitat în dreapta, m-am uitat în stânga
și l-am ales pe acest părinte, Vladimir, care mi s-a părut de la început foarte atașat de biserică și foarte apropiat sufletește, în așa fel încât l-am ales pe el. Și în urmă cu vreo 3 ani am propus vicariatului, care la rândul lui a propus patriarhiei, hirotonia lui ca diacon, iar 2 ani mai târziu a fost hirotonit preot și a rămas în locul meu la biserică. Eu am fost extraordinar de bucuros când l-am știut în locul meu pe acest părinte Vladimir. Părintele Dumitru Colotelu, mie personal, mi-a fost ca un al doilea tată. Am crescut duhovnicește sub aripa lui. Eu vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat și părintului vicar Pițura, care acum nu mai este vicar, dar a depus foarte mult efort pentru a ne ajuta, pentru a ne susține, patriarhului în mod special, ambasadei Ucrainei, domnului Teofil Rândiuc, care chiar a zis că s-ar bucura să-l punem ca o piatră de temelie la biserica noastră, credincioșilor noștri care de la început au fost foarte deschiși, și iar celor care nu mai sunt, Dumnezeu să ierte, foarte mulți au murit, din păcate, acum cu pandemia și cu... Da. Să ne ajute Dumnezeu și noi suntem încrezători că Dumnezeu va fi bun mai departe cu noi.